Voia să traverseze strada regulamentar, însă a ajuns la spital. În timp ce se afla la trecerea de pietoni, o femeie a fost luată din plin de către un microbuz. Polițiștii au fost sesizați în legătură cu un eveniment rutier soldat cu victime omenești. S-au deplasat de îndată la fața locului, ocazie cu care, în urma verificărilor, s-a stabilit faptul că șoferul unui auto nu a acordat prioritate de trecere unui pieton care traversa regulamentar partea carosabilă. În urma acestui accident rutier, pietonul a fost transportat la spital având nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit pe numele șoferului un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferul a fost testat alcool scopic la fața locului, rezultatul fiind negativ.